Bună seara, sunt Natalia Chetenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Anastasia și Sergiu Stapciuc din Sămânanca, Orhei, până mai ieri erau un cuplu împlinit. Creșteau fericiți 6 copii. Îl iubeam și nu pot transmite că de tare îl iubeam pe toți. Trăim foarte bine. Acum 3 luni, o nenorocire le-a distrus familia. Sergiu a murit într-un accident. Un tractor s-a răsturnat peste el și l-a strivit. A sunat în telefon și striga: Nastia, Serioja, nima. Am văzut tractor așa. La cei 31 de ani, Anastasia a rămas văduvă cu 6 copii. Nu știu cum o să mai spărbesc. Când pe moartea soțului, că nici nu o să am cu și crăni copii. Eu când o decidat soțul, eu avem 300 de lei în casă. Femeia pare și mai disperată de la faptul că tractoristul nu a fost pedepsit pentru moartea soțului ei. Anastasia crede că el a provocat accidentul intenționat. Noi împreună am avut foarte multe planuri. La rândul său, Ilie Gânsari prezintă o altă versiune despre cele întâmplate. Eu am văzut și chestia, zic că eu nu scăp. Ce s-a întâmplat între Sergiu și Ilie cu puțin timp înainte de nenorocire? De ce rudele victimei sunt convinse că accidentul nu a fost întâmplător? Și cum răspunde acuzațiilor șoferul tractorului? Aflați din această ediție. Anastasia Ostapciuc nu se poate împăca cu gândul că soțul ei nu se va mai întoarce niciodată acasă. Dar de dragul celor 6 copii, ea trebuie să fie puternică și chiar este hotărâtă să lupte pentru a-și face dreptate. Haideți să o încurajăm! Bună seara, Anastasia! Bine ai venit la noi! Condoleanțele noastre! Zi-ne, te rog, în primul rând, ce știi despre acest accident? M-a sunat la 6 seara fratele a soțului meu și striga foarte tare în telefon că Serioja mai mult nu este. La care eu nu credeam că el nu mai este. Când ne-a dus acolo, eu... La fața accidentului? Da. Eu ceea ce am văzut, el era strivit de tractor. Ai rămas să crești de una singură 6 copii. Ceea ce știm noi este că doar 3 dintre ei sunt copiii tăi biologici. Da. Acum hai să vedem cum și ceilalți 3 au ajuns în casa voastră. Atenție la ecran. Anastasia povestește că acum jumătate de an familia lor s-a mărit pe neașteptate. Sora lui Sergiu a fost răpusă de o boală cruntă, iar copiii ei riscau să ajungă la orfelinat. Cum au decidat ei, noi am făcut documental că ei trăiască la noi. Ei plângeau, nu vreau să ducă de la noi, zic că nu ne dați. Noi am făcut tutelă, așa și-a rămas, că a rămas ei cu noi. Anastasia spune că tații copiilor cumnatei sale sunt în viață, însă ei nu-și bat capul pentru odraslele lor. Că ei de la diferiți tați, nu înțeleg dacă copiii ăștia care au cumnatei ca tutelară trebuie să prinde ceva pe dânsii sau nu. Chiar și acum, când s-a pomenit singură și fără vreo susținere, Anastasia nu vrea să renunțe la copiii pe care i-a luat în tutelă. Și am grijă mai departe eu singură de dânsă. Și-a vrut să-mi spui mama, dar nu știu de ce mi-e frică de lume. Cum vă întrețineți? Am fost ajutat când s-a întâmplat cu soțul. Nu aveam bani în casă, aveam vreo 300 de lei. M-am împrumutat foarte mult, m-am împrumutat de la cunoscuți care îi cunoșteam, dar n-am cheltuit bani din care a fost ajutată la înmormântare, pentru că mă temeam că n-o să am cu ce mai departe să întrețin copiii, dar m-am împrumutat. Dar zi-mi, te rog, autoritățile din localitate, ele te susțin? Nu știu de ce cu acești copii care sunt nu a mei, care cu a mei, eu am făcut momental după ce dat soțul o compensație de 452 de lei. Total? Sau pe fiecare? Pe fiecare copil. Și atât? Da. Și am la moment când poate au auzit că trezvii televiziunea, nu știu, mi-am făcut un ajutor social și mai mult. De ce sumă? De 4552 de lei, cred. Este un ajutor unic, nu? Da. Dar ce ți-au mai spus, poate, că pe viitor o să mai... Noi am vorbit cu primarul, cu asistența socială
și au zis că este în, pentru că acolo e problematic cu, cu documentele la un copil e scris tata în mitri, că la altul copil nu e scris în documente. Și asta ce înseamnă? Și că nu trebuie să te ajute cu ei? Ceva, au spus că să lucrează cu... Le-ai spus colegilor mei că atunci când era încă Sergiu în viață, ați ridicat o mică afacere. Da. Avem niște oi care tot făcea el. Tot, absolut, tot. El mulgea oile, el... Absolut tot el făcea. O stână. Da, o stână. Hai să vedem această stână împreună. Atenție la ecran. În urmă cu 14 ani, Anastasia și Sergiu și-au unit destinele. Rând pe rând, în familia lor au apărut 3 copii. Bărbatul muncea mult pentru ca în căminul lor să nu fie lipsuri, spune Anastasia. În urmă cu 4 ani, cei doi soți au pornit o afacere. Noi am cumpărat pământ la o persoană din sat. Noi am construit stână. La 2 km de Sămânanca, în vârful dealului, se afla stâna de oi a Anastasiei. Acolo trebuie să ajungi pe jos, întrucât nu există niciun transport. Femeia spune că merge la stână de 2 ori pe zi, la 5 dimineața și la 5 seara, pentru a hrăni cele 100 de oi. Ia câte oi! Deamă viem, asta o fata 25 decembrie. Am uie la moment avem hrană, el a pregătit hrană. Dăm cu șoban, ne mai ajut băieții din sat. Anastasia spune că este ajutată de fiul ei mai mare, Sviatoslav, pentru care aceasta a devenit principala ocupație. Dacă nu pot eu să vin, vine băietul, nu vine băietul, trimit pe altcineva, sun, dar ne descurcăm, dacă băietul mai mult. Între le dăm mâncare, ciucurile, împrăștiem prin prejur, așa ea, peste tot. Anastasia se plânge însă că nu știe cum se va descurca cu stâna mai departe. Totuși, este o muncă extrem de grea pentru o femeie singură și copiii ei. Ea se teme că va pierde tot ce a gonisit până acum. Foarte mă tem că n-o să am cine să le mulgă. Ia că tot frica mea din tot asta, că tot face el. El mulge, el face brânză, el face tot el face. Povestește-mi, te rog, cum vă descurcați acum cu copiii. Am văzut și această stână unde te ajută băiatul la doar 12 ani, nu? Da. În momentul îmi este foarte, foarte greu. În primul rând, câți ani au copiii? Hai pe rând, de la cel mai mare. Cel mai mare a cumnatei are 19 ani, fata, la care... După care? După care fata are 14 ani. A ta. Sabina, nu, tot a ei. Și băietul acum nati are 9 ani. Și apoi a mei. Băiețelul are 12 ani, fetița 10 și cel mic Daniel are un an jumate. Cel mai mic? Cel un mai an, mic. Un anișor jumate doar? Da. Așa, după probabil... După care îmi este frică că nu pot lucra acum pentru că el este foarte mic. Este foarte greu în privința la acei mai mari, pentru că e a fost fata bolnavă, de 19 ani. De 19 a fost bolnavă de cancer, care are și acum probleme, s-au mâncat tot împrejurul genunchiului, toate la care are nevoie de operație, de care și nu știu din ce cauză. Tăte cu ei nu se răspunde. Eu am încercat să stau de vorbă cu dânsul, să-i lămuresc, că mi-este foarte greu. E foarte mare cheltuieli. Și hai să-ți vedem copiii și să vedem cum vă descurcați voi toți împreună. Atenție la ecran. De cum am intrat în curtea Anastasiei, i-am zărit pe băieții mai mari pe balconul casei. Sviatoslav, de 12 ani, și Iurie, de 9 ani, măturau sârguincios zăpada adunată de cu seara. Sviatoslav povestește că de când tata nu mai e în viață și-a asumat el multe din responsabilitățile capului familiei. El are grijă de pământuri și animalele de pe lângă casă. La școală reușesc. Dau la păsări mâncare și tot. Și apă, pun focul. Cel mai greu lucru este la stână când e dat mâncare la oi. Iurie, în schimb, se laudă că poate deja să pregătească lemnele pentru foc. Băiatul învață în clasa a treia, iar când va crește, vrea să devină șofer de microbuz. Eu fac focul, îi dau mâncare la găini, să ducă oameni cu mașina. Vrei să devii șofer? Da.
De curățenia din casă sunt responsabile Sabina și Georgeta, de 14 și respectiv 12 ani. Mătușa, când pleacă la Orheia, fac curat în casă, spăl vesela, spăl pe jos. La robotă, Ana Iedzi, starajse de nas, e mult doranță, e împămăgai, starajse, să mi se vede, tu știu, mă umeie în cușincături. Atunci când Anastasia e ocupată cu alte treburi, fetele îi iau locul în ce privește grija pentru cel mai mic dintre frați. Când plânge, îl iau în brațe, îl pun să doarmă. Mama! Îl îmbrac, îl hrănesc. Mama! Ies la plimbare cu el. În fiecare sâmbătă și duminica, Irina poposește acasă. Fata are 18 ani și studiază ingineria în industria alimentară la Colegiul Tehnic din Chișinău. Tânăra zice că se împacă bine cu Anastasia și că s-au apropiat mult în ultima perioadă. Ea e pentru mine mătuș, dar de când a decedat mama mea, e ca și mama. Am locuit la tatăl meu. Adevărat? Adevărat, da. El m-a luat de la 12 ani la el și când am împlinit 18, m-a adus înapoi. Că zic că ai 18 ani, deja descurcă-te. Mi-e dor de el și îl iubesc și îl vreau alături. Irina visează să se angajeze cât mai curând și să câștige proprii bani. În primul rând ca să-și rezolve o problemă de sănătate, pentru care e nevoie de o intervenție chirurgicală. Aceasta ar scăpa-o de dureri. Aici, mai jos genunchi, și tot mi-a făcut operații, adică canceroase, s-au mâncat cartilajele, da, și trebuie să le schimb. Atâtea griji și atâtea frici aveți voi toți. Unde mai pui că încă nu te-ai lămurit și cu moartea soțului tău? Spune-mi, te rog, de ce tu crezi că Sergiu a fost omorât intenționat? Cred că șoferul nu trebuia să pornească tractorul nici într-un caz. Chiar de poate s-au dus să vorbească cu dânsul, să... Trebuie să dea jos din el, să nu fie pornit tractorul, nu era să moară. El mi-a luat mâinile. În curând vom afla ce spune șoferul tractorului despre accident și vom auzi de ce el se crede victimă. Dar mai întâi să auzim înregistrarea audio pe care Anastasia a făcut-o atunci când s-a întâlnit cu Ilie în urmă cu 2 săptămâni. Atenție! Și eu așa m-am gândit, era că nu mai am trăit mult, fiindcă... S-a întâmplat așa, zic, să dau de o leacă de ajutor, mă, că cât de pisă. Că n-am milioane, că n-am spus să vrăjai, că am vândut răsăriță și am grămit o leacă de bani. Și eu în grei cu avocatul și el mi-a spus așa, mă, ta, dacă înțelegi cu dânsa, poți să-i împăsează cât de pisă, ajutor o leacă, după cum ți-i socos să văd. Dar avocatul nu trebuie nimic, automaticiski, mai departe, ei lucrează. Eu, ia că așa, mie le pare, îți dau 20.000. Îmi dai o raspiscă, că n-ai plătit de pe mine și... Nu, eu nici o capic. Deci am înțeles corect. Ți-a propus 20.000 lei ca să-ți retrage o plângere sau ce? Da, să fii tras la răspundere. Asta a fost plângerea? Da, să fii așa. Tras la răspundere pentru că eu am rămas cu 6 copii și... Și ce vrei să obții? Pur și simplu să facă închisoare sau nu știu, poate vrei să-ți întrețină copiii care au rămas orfani? Cred că să cumva să întrețină copiii care au rămas orfani pentru că foarte, foarte multe cheltuieli sunt cu 6 copii. Și... Imaginez, este indiscutabil. Cu un copil ai o grămadă trebuie dacă cumva e cu 6. Să mă descurc din... Dar de ce nu ai acceptat cele 20.000 de lei pe care ți le-a propus? Pentru că la 6 copii 20.000 de lei sunt foarte puțin. 1.000 de euro costă viața unui om? Cam puțin. 6 copii care trebuie să-i crești mai departe. Ținând cont că ultimul are doar 1 an jumate. Vreau să spun că tu încă ești amorțită. Încă doliu, perioada de doliu încă o ai să o trăiești. O să doară, o să mai doară o perioadă lungă pierderea, pentru că e normal, e ceva firesc. Dar mă bucur că ai rămas puternică și un respect deosebit ai și pentru faptul că susții ceilalți 3 copii. Adică aici mi-ai demonstrat un suflet foarte mare și căldură. Deci privește asistența socială care înțeleg că nu și-a îndeplinit atribuțiile față de familia dumneavoastră și față de copii.
Și nu este prima dată, deci așa lucrează la noi asistența socială, știm de ce, dar să o luăm de la capăt. Fata de 19 ani de care dumneavoastră aveți grijă, datorită stării de sănătate, poate pretinde la stabilirea gradului de dizabilitate. Eu vă recomand, pentru ca ea să primească o pensie de dizabilitate, să se adreseze la stabilirea acestui grad de dizabilitate neapărat. Va fi un ajutor financiar cât de cât stabilit, dependență de gradul de invaliditate care îi va fi oferit de către comisie, dar de asemenea îi va da acces și la mai multe servicii medicale gratuite datorită acestui grad de dizabilitate. Ce ține de copiii ceilalți mai mici pentru care dumneavoastră sunteți tutori. Legislația nu oferă dumneavoastră ca tutori niciun drept la o indemnizație sau la o alocație socială pentru că sunteți tutori și crește acești doi copii. Dar tatăl acestora care este încă în viață poate fi acționat în judecată și de la el forțat încasată pensia alimentară până când și ceilalți doi copii împlinesc 18 ani. Este vorba de tați diferiți, din câte știu eu, da? Stați cei trei copii au trei tați. Da, asta este. Și ceilalți doi, tatăl la ceilalți doi copii pe care dumneavoastră îi creșteți, tații, trei tați, trei diferiți. Copii. Da. Așa. Dar îi cunoașteți, știți cine sunt ei? Da. Da, păi soluția cu întreținerea acestor copii este să-i acționați pentru pensie alimentară. La moment asta e unica soluție. Legea nu vă dă nimic ajutor material lunar, sistematic, pentru că creșteți alți copii. Cu regret, asta e situația. Ce ține de situația copilor dumneavoastră? Eu înțeleg că 15 ani de căsătorie nu aveți cu soțul care a decedat. Nu ați împlinit 15 ani. Nu. Ați avut 14 și ceva, da. Probabil, da. Așa? Iată aici așa apare problema, pentru că modificările la legislația noastră prin protecția socială au fost modificate într-atât de urât, încât soțul supraviețuitor poate pretinde la o indemnizație pentru pierderea întreținătorului, celălalt soț, cu condiția că a trăit 15 ani înainte de deces și că înainte de deces persoana acumula criteriile necesare pentru a primi pensia pentru limită de vârstă. Exact același lucru și pentru copiii la pensia de urmaș. Conform legislației, nu se calculează din pensia pentru limită de vârstă și numai dacă tatăl sau mama decedată întrunea condițiile pentru primirea acestei pensii. Asta îngustează cu mult accesul copiilor în situația doamnei la fondul social pentru a primi ajutor. Deci tot ce am putut, ce îmi vine acum este ajutorul de deces, care se oferă oricui la solicitare, 1100 de lei astăzi, dar înțeleg că cumva primăria a găsit posibilități să vă ofere mai mult. Deși nu se încadrează, să știți, asta nu este o plată de ajutor social prevăzută de lege. Deci e un ajutor social pe care autoritatea publică locală probabil a găsit posibilitatea cumva să vă ajute. Nu în ultimul rând, nu vreau să refuzați de ideea de a primi această pensie de urmaș sau întreținerea lunară pentru pierderea întreținătorului de la făptaș. Nu contează. Organul de drept o să clarifice, a fost omor intenționat, a avut el ranchiună și a vrut să se răzbune pe soțul dumneavoastră. Intenționat a tras el tractorul, fiind tractorist cu ani de muncă, astfel încât să-l răstoarne peste soțul dumneavoastră sau nu. Asta e sarcina închetei. Chiar dacă stabilește că e din imprudență, care a fost situația, să nu refuzați 20.000, într-adevăr, cum a zis și doamna psiholog, este foarte puțin, dar când o să formulați cerințele în dosar, cereți achitarea lunară pentru toți copiii, în afară de prima fată care deja este majoră, până la obținerea vârstei de 18 ani, o anumită sumă concretă pe care dumneavoastră considerați că este minimă. Dacă nu știți care, puteți apela la Biroul Național de Statistică, ei trimestrial și apoi anual fac calcule cât costă, în dependență de vârstă, întreținerea unui copil de la 0 până la 3 ani, de la 3 până la 7 și suma în principal variază între 2.000 și jumătate, 3.000 de lei per copil. Deci nu refuzați de idee, eu știu ce fel de scheme sunt astea. Eu îți dau 20.000, tu dai recipisă că nu ai pretenții la mine, asta e porcărie. El o chicată înainte de a spărbări de tractorul. Aici sunt foarte, foarte mari mișuni. Tet, tractorul era pește serios. Acum roata de urmă era.
Tădeam și eu strigam din gura mare, Gheli, stai, stai, Gheli, ce faci? Când s-a răsturnat tractorul, eu am chicat în tractor, eu trebuie și eu a doilea victimă acolo. Cum ai ajuns tu, o metru și 20 la risceagul, nu ești ne-ai dat lucrul jos? Eu sunt unii om aici, ori ușiți, ori calicit. M-a sunat fratele a soțului meu și striga foarte tare în telefon că Sireș nu mai este. Când ne-am dus acolo, eu ceea ce am văzut, el era strivit de tractor. Când s-a întâmplat cu soțul, nu aveam bani în casă, aveam vreo 300 de lei. M-am împrumutat foarte mult, dar n-am cheltuit bani din care a fost ajutată la înmormântare, pentru că mă temeam că n-am să am cu ce mai departe să întrețin copiii, dar m-am împrumutat. De ce tu crezi că Sergiu a fost omorât intenționat? El să nu fi pornit tractorul nu era să fie, nu era să moară. El mi-a luat mâinile. Eu am rămas cu 6 copii și... Și ce vrei să obții? Să fie tras la răspundere. Cumva să întrețină copiii care au rămas orfani. În această seară discutăm despre Anastasia Ostapciuc din satul Sămânanca, Orhei. La 31 de ani, femeia a rămas văduvă după ce soțul ei a fost strivit de un tractor care s-a răsturnat peste el. Acum Anastasia trebuie să se descurce singură cu 6 copii și să întrețină și o stână de oi pe care au ridicat-o împreună cu soțul răposat. Ea crede că accidentul care a luat viața soțului ei nu a fost întâmplător și cere ca șoferul tractorului să fie tras la răspundere și să-i achite bani pentru întreținerea copiilor rămași orfani de tată. Ce va răspunde Ilie Gânsari la aceste acuzații și pretenții? Vom auzi imediat. El a venit în platoul nostru. Ilie, vă așteptăm! Anastasia, dar și alte rude ale răposatului cred că accidentul nu a fost întâmplător și că l-ați fi strivit intenționat pe Sergiu. Cum intenționat? Ce înseamnă? Special, nu, în mod special. Nu, eu nu la anii ăștia, că eu am vrut să-mi caut moartea singură. Asta e vorbi din zadar. El trebuie să răspundă așa la mai mare Colea, că el tătul a prins focul, la dânsul a luat. Cel mai mare, Colea, este... Vorbiți de fratele lui Sergiu? Da. Așa? Că eu aram pe deal. N-am ieșit în drum, n-am fost în căbore. Eu vin pe mine pe deal. Deci dumneavoastră vreți să spuneți că nu ați avut nicio intenție să-l omorâți pe Sergiu? Cum sunt caz la anii ăștia moarte? Dar totuși ați avut un conflict. Și cu Sergiu și cu fratele său. Așa a fost? Atunci seara. Da, vă întreb, poate ați avut și mai devreme. Nu, am avut mai înainte cu Serioja, dar nu ne-am sfădit, nu nici, au scăpat oile nici, 2 hectare și 70 de popșoi, și apoi noi i-am găsit primarul. Oile lui Sergiu? Da, i-am spus 3.000 de lei și eu zic, bun, când ați răștuiască șobanul, o să mă chem pe mine și că din să sunt de Ivan. Ia ca și vorba am avut. Nu ne-am sfădit, nu nimic, n-am avut probleme. Așa, și atunci ce s-a întâmplat în seara accidentului? În seara accidentului, eu eram, era 6:20, ghetul palat și 8:20 seara. Eu mă ridicam la deal, mai era 20 de metri. Mă scuzați, doar mai am o întrebare și continuați. Dumneavoastră conduceți de mult tractorul? Eu de tractorist am învățat încă în 10 clasă. Am mai lucrat înainte de armată. După deci sunteți tractorist profesionist. Da, știți bine meseria. Da, eu am cumpărat tractorul. Eu am învățat încă în 10 clasă. Așa, și îl conduceți de mult timp, da? Și mă ridicam la deal. Când la lumină se văd că vin doi oameni. Doi oameni, când se mă apropie mai aproape de lumină, îi cunosc de sat. Și m-am oprit, zic, poate le trebuie ceva ajutor. Că eu, fost străini, nu mă mai oprim noapte. Și am deschis ușa și în timp ce la Colea, cum am deschis ușa, s-o prăchet de tratul, s-o suit în buc în cabină. S-o suit în cabină și mi-a tras după cap, un pom. Și eu leacă s-o șernut la ochi, așa, și m-am sfăriet. Eu aștept pe dânschele șervinte la caracter, mai ales cine? Nicolae. Nicolae, dar da. Sergiu cum era? Dar Sergiu, el din urmă, el s-a urcat pe scară. Sergiu n-am avut probleme, n-auzăm din dânsul, el s-a și probleme, pensat să facă. Colea cum se bătea, cum avea coadă din urmă. Haideți să vedem cum s-a întâmplat că tractorul pe care îl conduceați s-a răsturnat peste Serghei. Atenție la ecran. Și am văzut că vin și m-am oprit. Am deschis ușa și m-a ridicat să mă dau jos. În timp și ala Colea s-a ridicat.
sus și mi-a tras un pumn în cap. Și am văzut că este așa greu, mi-a tras un pumn pe cap. Și la mine m-a prins să așerni în ochi, dar mă... Și am văzut și chestia, zic că eu nu scăp. Și cum era tractorul zăbădit, ca și eu gem cușorul pe eca mult. Și am pus între doilea scorul, știi? Și în timp ce am ridicat, plugul și m-am pornit. Când s-a pornit tractorul, Serioja, o apucat de rul, ca el e reblu și știi. Și era înclinat de 45 de grade, 50. E, zic că luați cușoarele la muftă, noi să ne prevălim. Și când au să apăs pe muftă, la dâns și de cușorul, la Colea, ori al Serioja. Și cum o mărs așa? O mărs undeva un metru, doi metri, în două roate și s-a prăvălit pe partea asta. Nu pui să s-a deschis. Și din tăi, Colea, cum eu am încicat pe dânsul, eram treaz, nu eram normal. Și el a ieșit primul și eu am ieșit de urma lui. Am ieșit sărat, l-am fugit în burieni și... Aici sunt foarte, foarte mari mișuni, pentru că el era mort cu în genunchi și cu fața în jos. Asta e foarte mare mișiune de Ilie, că Serioja o s-a apucat de volan. Nici într-un caz de pe prima scară, asta eu așa mă gândesc logic, nici într-un caz de pe prima scară să puși Serioja de volan. Asta și încă mort cu fața în jos. Când s-a ridicat tractorul pe dâns, dacă era înalt, acolo e 1,70 m înălțimea la pământ, plus tractorul încă 1,5 m, apoi el când s-a ridicat tractorul s-a prinit mai mare buclonul. Și el a chicat înainte de a spărbări tractorul. Că el a chicat, l-a prins, l-a aneat roata din urmă, el nu l-a prins aici la cabină pe dânsul. Tet, tractorul era pește Serioja. Acum roata din urmă era. Dar spuneți că ați fost atacat. Ați înțeles din ce motiv au venit cei doi frați peste dumneavoastră? El mi-a spus așa, că că era drumul, era un drum, era un drum. Dacă e beți, ce înțeleg, dar care drum mai era? Cum drum... beți? Erau beți? Dacă și erau treci, că e și expertiză, pare. I-ați simțit și atunci? Dar cum? Nu sunt, dacă eu nu știu nici de fel, dar mamă, grămadă de ani. Domnule Gânsare, dar totuși vreau să vă întreb, ziceți că nu sunteți vinovat, adică nu purtați nicio vină pentru cele întâmplate, dar după moartea lui Sergiu ați venit la Anastasia și i-ați propus niște bani ca să scrie că nu are nicio pretenție către dumneavoastră. Eu am promis niște bani. Fiindcă știu ce înseamnă când rămâne, nu v-a avut copii și ceva cu copii. Eu d-o pus din banii și ea nici nu-mi bogățesc, nici nu-mi sărășesc. Da, dar ați condiționat-o, nu i-ați oferit pur și simplu niște bani drept ajutor. Dar ați condiționat-o că să vă promită că nu va avea niciun fel de pretenție către dumneavoastră. Dar procuror așa nu mi-a spus să fac. Eu pot să vă clarific de ce. Deci la noi, la fel, în procedura penală au fost mai multe reforme. Una din reforme propune persoane să recunoască vina ca să meargă procedura mai repede, să achite toate prejudiciile către partea vătămată, care este pe dosar recunoscută, recunoscând vina și achitând prejudiciu, face declarații sub răspundere, deci sunt de declarații mincinoase, și poate beneficia de reducerea unei sentințe. Dar mie mi-a atras atenție tot un moment. Spuneți-mi, vă rog, domnul reposatul, din păcate, Sergiu, când au scăpat oile la dumneavoastră, în păpșoi, da, în porumb, el a făcut-o intenționat? Cum credeți dumneavoastră? Nu el nu a fost, ciobanul era... Ciobanul, adică nu a fost vina lui până la urmă. Nu, dar oile s-a lui, apoi nu a fost. Oile a lui, da, dar vina nu a lui. Nu a lui. Adică nu intenționat. Nu lui. Așa. Și primarul dar nicătând la asta, el v-a achitat 3.000 de lei. Nu v-a achitat 3.000 de lei, dar i-a cerut 3.000 de lei. Dar eu am spus că sunt 2 hectare și 70 de zvote. Așa. Cât așa și ne înțelegem. Și așa nu a fost popor nimic, zic mă, că de puțin s-a tot cheltuieli. I-ați cerut 3.000 de lei. Dumneavoastră atunci, pentru 2 hectare de porumb, da? L-ați pus să achite 3.000 de lei, chiar dacă neintenționat a fost. Acum dumneavoastră, când iarăși presupunem că nu a fost vina dumneavoastră, că o decedat, practic, o suferit 6 copii și o femeie, că am emoții când vorbesc, soție tânără, dumneavoastră ați luat persoana care a hrănit, nu cu vină, eu nu vă învinuiesc, încă o dată spun, din imprudență, fără să vreți, da? S-a întâmplat așa că ați luat carmilițul, când înțeleg că vorbiți în limba rusă dumneavoastră, sunteți vorbitori de rusă, nu de la o familie și ați propus doar 20.000 de lei pentru 2 hectare de pământ, 3.000 de lei pentru o viață de om, 6 copii rămași, fără tată, 20. Credeți că e egal? Mai ales cel mai mic are doar un an jumate. Femeia aceasta nici nu poate măcar să iasă la serviciu.
Vă reamintesc că astăzi discutăm despre Anastasia Ostapciuc din Sămănanca. Femeia de 31 de ani a rămas singură cu 6 copii după ce soțul ei a murit subit. El a fost trivit de un tractor pe câmpul din apropierea satului. Anastasia crede că accidentul nu a fost întâmplător și că șoferul tractorului trebuie să răspundă pentru moartea soțului ei. La rândul său, Ilie Gânsare, de 66 de ani, se declară chiar el victimă și ne-a povestit aici că răposatul l-a atacat în timp ce el își ara pământul. Acum, în platoul nostru, va intra fratele bărbatului decedat. El a scăpat ca prin minune din acel accident. Să vedem ce va povesti el despre tragedie. Nicolae, te așteptăm. Bună seara. Bună seara, Nicolae. Până a intra Nicolae tu în platoul nostru, domnul Gânsari ne-a spus că voi, împreună cu Sergiu, l-ați atacat în tractor. Nu e într-adevăr nimic. Nu? Nu a fost așa nimic, așa cum zice el, aia sunt toate mișuni. Dar cum a fost? Mișuni. Dar cum a fost? Eu vă povestesc cum a fost. Mă sună și nu. Deci, na nașu, vină, te rog, până la Telișeu, mâine, să turnem un gard de beton. Eu zic, bine, vin, zic. El, dacă ceva, și el își pe Sereja. Că eram prieteni foarte, dacă eram împreună. Ne-am pornit noi. Ajungem pe la drumul și el, ne uităm drumul mai mult de la jumate de teren. Era arat și terenul și drumul tot era arat. Ne-am întors înapoi, ne-am dus pe alt drum. Am ajuns la Telișeu. Și îi zic, îi povestesc lor, zic, ia că voi ne-am pornit de și în latine. Și drumul i-a arată. Și am niște în vârstă, dar tot pe așa îi zic ceva de ani, zic, cum ai era drumul? Zic, ia că așa era drumul. Drumul cel care noi toată viața am arată. Cine o arată? Zic, nu mă ghelii, poți să arăt, dar cine? În șes, până ce a făcut apală ca una altă, v-a dus betonul, am turnat betonul tot, ne-a așezat la masă, ca niște oameni. Da, nu zic, am servit, am șes la masă, am servit, o două, trei pahare de vin, am servit. Așa e după lucru. N-am avut noi. După ce dam ca toamnă, dam oara 5 și început la 6, era dam întuneric. Zic, oi, ne pornim să ajungem acasă. Și dam pe dealul Telișeului. Vedem că domnul Ilie ară. Ară acolo. Vedem, el vine din vale, se ridica la deal. Zic, serios, stai aici, mă duc să-i spun la Ghelie. Zic, pentru ce el are toate terenuri, toate drumurile, toate terenurile care este, toate iarat la noi în sat. Foarte haos mare, haos mare, foarte. Deci eu, ca să înțeleg, problema cu aratul de către domnul Ilie era de mai demult. Toate drumurile. Și cumva această indignare a voastră, ea creștea în timp și acum a fost... Toate drumurile care la noi în sat, toate, ca omul ară. Pe deal, vine în sat pe trasă, curăți pluguri și pornești. E ca la dânsul e așa. Și cumva vă supăra acest fapt, nu, de mai nu demult? Nu, nu m-a supărat, oamenii merg pe acolo și noi toată viața am luat pe drumul și el. Cum se poate așa de rând? Dar nu cu noi, pentru ce tu te intri în drum, intri în colo. Așa, și ați... M-am pornit eu la domnul Ilie. El vine de partea asta la deal să ridica. M-am pornit la domnul Ilie. Da, el o văz că eu vin, dar i-am zis lui Sereja, șeți acolo. Zice, du-te, zice, du-te, bratieșca, du-te tu. Mă duc, văd că Ghelie s-a oprit. O deschis ușa. Eu i-am dat, bună seara. M-a dat și el bună seara. Eu zic, Ghelie, și asta înseamnă, zice, și mă tari toate drumurile care ieți la noi prin sat. El ne zice, măi, Cole, măi, și drum am arat. Eu zic, Ghelie, mă tași și dăm, ne faci, cum e că drumul este, mă tăia, dar n-am arat, măi, Cole, nici un drum, nică. Ghelie, cum n-ai arat, mă, dat drumul, Ghelie, adem, dă-te jos, adem să arăt cum mă tari toate drumurile care ieți la noi. Dar n-am arat nici un drum. În timpul ăsta, fratele vine, sui pe banda, prima treaptă care la tractor și zice, cum, Ghelie, mă, ta n-ai arat drumul? Cum n-ai arat, mă, ta drumul, Ghelie? Și în timpul ăsta, când fratele am ugrăit vorbele este, văd că el ți-a pleacă și pune tractorul în viteză și tractorul se pornește foarte mare viteză și e ca așa pe tot dealul și eu strigam din gura mare, Ghelie, stai, stai, Ghelie, și faci? Frate, tot m-am țâmit, când îmi zici, Colea, și faci, și el, Colea. Evgenie, stai, și numai, nu știu câte minute, 5 minute, 10, cât de acolo, dorat, cât de mărs, așa? A avut Ghelie, și, o, Doamne, se răstoarnă. Și în timpul ăsta, cum eu știu, cu, pe ultima treaptă și un cior în cabină, când s-a răsturnat tractorul, că el așa merge, și tractorul în stânga. Când s-a răsturnat tractorul, eu închicat în tractor, eu trebuie și eu a doilea victimă acolo. Eu când pește mine, nu știu ce era așa cu mine,
Văd că eu eram în tractor, el nu era. El fugit de la fața locului. Am fugit de la fața galei. Cine a fugit? Matai fugit de la fața locului. Tu ești primul, băi. Eu am rămas acolo. Eu am fugit tractorul și apa a ieșit. Galei, tu ai ieșit și ai fugit de bani la motobloc. Ai zăvodit motoblocul. Cine a zăvodit motoblocul? Cine ai zăvodit motoblocul și strigai Serioja? Eu strigam că stai... Nu dai motoblocul, nu zăvodit și a pornit înapoi la tractor. Deci povestesc eu că a fost. Eu am ieșit ultimul, că eu am clusit tractorul. El a fugit de la fața locului. Eu n-am fugit, eu văd că un curent ceva în tractorul și ăla. Mă uit, liucul era deschis, am ieșit eu pe liuc. Încă și vine și el, zice, nanașul, ce s-a întâmplat? Eu zic, oi, nu știu ce s-a întâmplat, vopșe, nu știu ce. Dar el zice, unde e Serioja? Eu zic, oi, era prima treaptă. Și el, Serioja. Și când e cu fanaricul, e ca așa, cu fanaricul, de? Și el și de, e ca așa, ia, sub tractor și zice, nanașul, Serioja mai mult nu-i cu noi. Și e ca asta a fost. Tăti, și eu a fost de asta. Domnule Gânsar, dar dumneavoastră în acel moment unde erați? Eu m-am dus la dat tractor. Unde ai dat tractor? Spune drept, Gheli. Unde ai dat tractor? Ascultă-mi coașa, eu eram în Burieni, aici alături. Eu am sunat la poliție și i-a strigat atunci. Echipajul m-a întrebat, ce e acolo? Zic, ia ca și chestia. O să mă ta culte nici Burieni, păi noi și pe 5 minute ajunge. Poliție. Gheli, deodată, șinul când au găsit-l, șinul deodată a sunat la salvare și... Eu am sunat la 112, este sunit, este registrat, la ce oare am sunat eu. Și când la poliție au grăit cu mine, este în telefon tot repetat. Salvarea zice, el e ziu, ori e mort. Dar șinul zice, de unde știu că el e sub tractor? Și în timpul ăsta, dar nu știu cât de acolo a durat, 10 minute, 15. Nu știu, nu mă uitam el la asta. Este răspeciat în telefon, nu pot să mă respor să scap. Vine poliția, vine salvarea, se uită, zice, Doamne ferește, zice, el e mort sub tractor. S-a apropiat polițistul de mine și zice, voi ați bătut-l pe dânsul. El ieși de așa, cu fața în jos, lângă tractor. Și eu îi ridic capul așa, zic, Ghelei, spune la oameni tăți, eu te-am bătut sau nu. Cum mi-ai tăiat pe capă? Dar mă tăi zici, dă-mi mai pași, dă-mi mai pași. Și de a fost așa vorbi. Nu, când m-ai apucat de chef, tu atunci îți dă-mi pași în ea. Dar eu ți-am spus că ești uit în cabină și spui tu cu șer. Eu în cabină, eu am chicat în cabină. Voi oameni pe scară nu pot să adă. Facem experimente. Scoate, faceți experimente. Mergem pe loc, facem experimente. Facem experimente, Ghelei. Și doi oameni pe scară nu șer. Ce predimente nu șed pe scară, n-ai ce ține. Ghelei, eu am chicat în tractor, eu în tractor n-am fost. Tu erai lângă mine aici și ei. Și cum eu, puteam să-i poliția aia, că mă ta ești mai sunt. Ia să-ți mai dau o întrebare. Dacă tu erai pe ultima scară, acum ai ajuns tu o metru și 20 la risceagul, nu ești ne-ai dat plugul jos. Când ai trecut și ne-ai dat plugul? Eu n-am vrut să dau plugul, eu am vrut să glușesc tractorul. Dar acum ai ajuns tu cu mâna, dacă tu și erai prima scară. Și mâna slujește la 1,20 m. Ultima. Că acolo e rulul în curs. Ultima Nu trebuie. Nu, apoi Gheli, stai. Ultima treaptă, un cior și de la mine în tractor. Faci mai un experiment pe loc. Îți faci până încă o dată. Și? Pe loc faci un experiment. Și tu dacă erai cu un cior și de cu aici și de n-am ajuns eu la riceacul. Dar tu ai dat plugul jos. Eu am vrut să glușesc tractorul. Tu ai dat la riceacul. Tu n-ești un picat. Dar eu n-a știut, Gheli, dar eu n-am vrut să glușesc. Păi de riceacul. N-am dat eu de riceacul. Cum? Că s-a dat plugul jos. Dar eu de unde știu s-a dat plugul dacă ta merge cu așa viteză mare, Gheli? De unde știu? Care mare, băi? Cu a doilea scoris mare mergem. A, doilea, mă, spui că a doilea, dar cum dacă tractorul și el cu plugul așa și el așa? Tu erai în situația și tu mergeai așa, nu tractorul. Eu eram. Domnule Lelie, vreau să vă întreb, dar de ce n-ați oprit tractorul? Eu m-am pornit, el când m-a pălit pe mine, eu știu că el când îi bate, îi checă leamca, zic eu aș fi unii om aici, ori ușit, ori calicit. Așa ați crezut? Da, dar eu dacă știu pe dânsul în sași, că numai probleme, are cine are probleme? Ați sărit la bătaie? Nu am sărit, nici nu mi-a dat gând, nici în gând nu era. Procurorii ne-au comunicat că Ilie Gânsar este cercetat penal pentru omor din imprudență și riscă 3 ani de pușcărie. Haideți să-l auzim pe Svetoslav Save. Tractorul a fost răsturnat din acțiunile neglijente a tractoristului. Am auzit că șoferul se plânge că el ar fi fost bătut în cabina tractorului atunci când conducea mijlocul de transport. S-a adeverit această informație sau nu? Este o versiune al învinuitului care a fost pe cauza penală, dar nu s-a adeverit acest fapt, deoarece potrivit raportului de expertiză care va leziuni corporale la conducătorul, adică tractorul, nu a fost depistat. Aceasta este o versiune în scop de apărare.
pentru a evita răspundere penală. A fost un conflict între între victimă și conducătorul tractorului sau nu? Anterior au avut lor un conflict. Acesta a fost și motivul stopării de către frații Ostapciuc. Conflictul s-a escat pe motiv că frații considerau că dumnealui are nu porțiunea lui de teren, dar are un drum care public, care tractoristul și era porțiunea lui de teren. Domnule Gânsar, de ce? Am aflat de la procurori că nu ați fi avut nicio urmă de la bătaie. Eu n-am avut ce mă văd după cap. Eu am pus capul în rulie, așa că nu fărim ochelari. Știam cu capul așa la rulie. Ce mă văd după cap? Și eu dacă am sâmpțit și chestia pe deal, păi dacă nu v-ar fi lovit, trebuie să vă rămână o urmă. Da, mă, dacă te-ai spun după cap, cum să rămâie? Și eu tras în față, da, de fiul rămâne. Deci așa sau altfel riscați să ajungeți la pușcărie? Las, este deci, las. Vreau să vă întreb ce aveți dumneavoastră de gând să faceți mai departe. Eu n-am nimic de gând, că eu nu zic vinovat, că nicăta vinovat, el a prefăcut. Nu zic, poate aveți un plan și... Dar eu n-am niciun plan nimic. Ce plan să fac la anii? Ce să faceți mai departe? Dar ce să fac la anii ăștia? Dacă eu nu zic vinovat cu nimic, cum? Eu s-a fost în drum, d-o pus, s-a fost măs pe drum și i s-a calcat pe drum, eu eram vinovat 100%. Dacă eu eram masiv, cine și el e primar, ori e Ceaspovui, să vină cu masiv și mă întreb. Gheli, eu te-am încălcat ca pe chiar, om, Gheli. Stai, ulea, eu dacă, chiar dacă am încălcat ceva, ești primărie, ești Ceaspovui inspector, poftim. Vin ziua, lămurește. Ziua el nu a avut. Deci dumneavoastră aveți de gând să vă apărați și dacă să... Dacă nu am de gând, dacă nu știu, nu vă spun cum. Să vă demonstrați nevinovăție, am înțeles. Încă o întrebare. Dar la ce v-ați așteptat când ați pornit tractorul? Ei amândoi spre sară sau ce trebuie să facă? Eu m-am pornit spre sat, satul nu-i departe. Dar ei erau pe scară la tractor. Nu erau pe scară amândoi, nu poți să aibă doi oameni pe scară. Nu poți să mă trebuie, ești mișinos, Gheni, eram pe scară. Unul eram ca venul și unul pe scară. Păi da, și când ați pornit tractorul, la ce v-ați așteptat? Eu m-am așteptat să mă apropie de țar la ajutor, că i-a vizit măcar ce trebuie eu să fac? Eu nu înțeleg. Da, dar eu ce trebuie? Să sară sau ce să fac? Să pornit tractorul. Eu nu mă atâta cum sau? Că eu mă apropie de țar, poate a venit cineva la ajutor. Că la de mâine lui când el bat nu știi. Ți-ai minte, 15 ani urmă, de la 20 de oameni, eu te-am reparat când te băteau în sat la noi. Ți-ai minte, Gheli? Noi am trăit când v-am sămănat că aia, spune la tăt lumea. Tu i-ai trăit la tine și-o luat tăt. Serioja, ăsta, nu înțeleg. Codea, dacă tu nu erai serioja în viață, nu s-a plăcut tractor. Gheli, eu mă purchiet să vă spun, dar nu-ți pornești, mă, tăt tractor, Gheli. Nu, eu să mă calișești tu pe mine, ori să mă... Mă tău ușiți, mă tău ușiți oameni și pe tine. Dar nu trebuie să mă ușiți, eu n-am fost cu... Nu trebuie de mâine, nu mă apăchem de sat și vine și nimba la istorie. Săriem și nimba, nu atât săriem sub tractorul și eu mă... Eu am 65 de ani și la pensie. Tu ești băie tânăr, așa la tânăr. Și dacă ești tânăr, îmi ceartă cum mă ta în viață, am avut noi când... Dar pe ce o chestie și-am avut în viață, eu știu, atunci ce fac? Foarte rău, țăranii la țară, sătenii, înțeleg ce înseamnă servitute. Asta e o cărare obligatorie prin pământul matale pentru vecinul de alături. Asta e servitute. Nu ai voie, chiar dacă e pe terenul tău proprietate privată, nu ai voie să distrugi acea cărare și acea drum de trecere. După cum spune domnul Nicolae, deci este, a fost dintotdeauna de când era copil un drum. Și este. Exact. Ea, printr-un teren privat, nu exclud. E probabil servitute. Eu nu știu ce fac autoritățile locale de nu explică și nu educă. Într-adevăr, nu ai voie să ari, să distrugi un drum de acces, chiar dacă e prin proprietatea privată. Legea obligă să suporți acest disconfort. De aici, din câte eu înțeleg, s-a iscat întrebarea. Eu n-am să mă expun cu privire la faptă, dar când am auzit că risc o sentință de 3 ani, mă omor din imprudență, vreau doar să reiterez că asta este exact procedura de care procurorul a menționat. Să recunoască vina, să repare prejudiciul și în continuare să primească minimum din 3, încă 3 ani vor fi reduși încă cu o treime, ca să știți, deci, și poate primi condiționat, nu neapărat să stea închis. Anastasia, eu am să vă rog foarte mult să insistați că nu o să fie discutat repararea prejudiciului dumneavoastră, să achite lunar întreținerea, pentru că vina dumnealui este pentru mine evidentă. Nu poți merge tractorist de o viață, specialist, expert, în a conduce așa un mijloc, să mergi cu viteza a doua, cu două persoane pe scara tractorul și să nu-ți dai seama de consecințe. Și înțeleg că a căzut pe partea unde voi era, pe scară. Deci greutatea a tras. Și nu poți să nu știi acest lucru. Aici e vorba de intenție, apropo.
Deci dacă conștientizez. Sau este acea neglijență, deci a neglijat regulile de securitate. Dar am să vă rog să insistați, să calculați cât costă și asta să cereți. Pentru fiecare copil aparte, deci că ei au vârstă diferită până la 18 ani. Nici la mormântare nu m-a ajutat nimic. Știți ce vreau să vă zic? Dacă faceți acest lucru, la decesul dumnealui, moștenitorii lui vor continua să vă achite. Să țineți minte lucrul ăsta. Are pământ, are tractor, are... O să rămână la moștenitori. Moștenitorii o să aibă obligația să vă achite în continuare la copii. Deci ei nu renunțați la acest drept. Eu tare mult vreau să cred că atât poliția cât și judecătoria din Orhei o să autosesizeze încă o dată după emisiunea asta, o să fie mult mai atenți, o să fie mult mai prudenți anume față de cazul acesta. Dar dumneavoastră, acum am înțeles că ați rămas cu 6 nepoți. Că-s toți nepoții dumneavoastră. Câți nepoți? A rămas singur el, n-am pe nimeni. Mi-a luat ultimul suflet care am avut, al mai bine. Dar dumneavoastră ați rămas în viață, sunteți sănătos și aici, probabil, în memoria lui Sergiu, o să trebuiască de 10 ori mai mult să dați efort ca să o ajutați. Și i-am dat la Stăiană. Dar dumneavoastră, domnul Ilie, indiferent ce o să iasă până la urmă cu ancheta, pentru liniștea dumneavoastră sufletească, gândiți-vă ce puteți faceți ca atât femeia aceasta, cât și copilașii să fie împăcați. Știți, de fiecare dată vorbește Moldova, aduce niște cazuri care te apucă de suflet, într-adevăr. Mă lasă copilașul și de fiecare dată am emoții. În ceea ce privește, mai ales legat de copii, 6 copii, păstăi, Doamne ferește, sincer sunteți demnă de a vă pune monument de azi în sat. În ceea ce privește conflictul, știți, cred că nu o să mă opresc niciodată să spun. În satele noastre lipsește mult, inclusiv cultură. Noi ne-am deprins la un pahar de vin să facem judecata pe loc. Cine-i mai puternic în sat, acela decide tot. Eu doresc ca tu mai mult să nu calci pe drumul ăsta. Eu doresc ca tu mai mult prin poarta mea să nu treci. Vreau să-ți spun ție ca un frate condoleanță că l-ai pierdut, dar o parte din vină o porți și tu, nemijlocit. Și acești 6 copii să știi că sunt și pe seama ta. Să nu numai la cei care sunt vinoveți în accident, dar și vina e ta, inclusiv. Această vină s-o porți toată viața ta și să ții minte. Matale, vreau să-ți spun un lucru. Vinovăția o porți, nici nu se discută. E clar, a fost o frică și nu se știe cum se comporta oricare om ar fi fost în locul Matale, noaptea în câmp, băieți în stare de ebrietate, care sunt mai puternici ca Matale, îți de acord la 100%. Nu să știi cum aveți să procedezi eu sau altcineva în locul meu. Dar ai grijă și, Matale, că responsabilitatea, inclusiv a minorilor rămași, în ordine civilă, ceea ce o să pățești, Matale, în ordine penală, ce o să stabilească instanța e una. Dar este și ordinea civilă care colega mea foarte amănunțit a explicat-o. Ei să fie obligat să achiți prejudiciile corespunzătoare, indiferent de termenul de pedeapsă stabilit prin sentință. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.